pe soarele peste noi acum. Mila ta, Doamne, soarele peste noi acum. Recunoaștem ca Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul care ne-ai creat, Dumnezeul care ne susții, dar Dumnezeul care continui să ne iubești zi de zi. Te laud pentru dragostea arătată în Domnul Iisus Hristos și te laud, Doamne, pentru că în întunericul lumii acesteia ne-ai ales ca să alegem calea luminii, ne-ai deschis ochii pentru adevărurile tale și îți mulțumesc, Doamne, pentru că prin Duhul Sfânt ești dragoste în viețile noastre. Mulțumim. Doamne, te rog să torni dragostea ta și în seara aceasta peste noi. Amin. Tu ne cunoști inimile, dezbracă-ne, Doamne, de orice răutate, Amin. De orice atitudine nepotrivită cu cuvântul tău. Doamne, cerem puterea ta în viețile noastre. Amin. Am vrea așa de mult, Doamne, ca să domnești în noi și am vrea, Doamne, ca fiecare dintre noi, ca mădulare în trupul tău, să fim folosiți pentru zidirea bisericii tale. Binecuvintează-ți poporul tău, te laud pentru strângerea noastră la olaltă, pentru că ne-ai ocrotit pe fiecare dintre noi, ne-ai păzit, Doamne, ne-ai binecuvântat cu sănătate, ne-ai binecuvântat pe noi și familiile noastre. Doamne, suntem recunoscători. În seara aceasta te rog să ne îmbraci inimile în mulțumire. Iartă-ne și pentru momentele de nemulțumire care le avem și poate care le lăsăm, Doamne, câteodată să vină peste noi. Dezbracă-ne de orice nemulțumire. Și ajută-ne, Doamne, ca să putem să ne uităm țintă la Cel care s-a devotat în așa fel încât și-a dat viața pentru noi, Domnul Iisus Hristos care a murit la cruce. Doamne, vrem să fim recunoscători pentru jertfa Lui. Vrem ca harul acesta să ne însoțească pe noi, copiii Amin. Noștri, cei dragi ai noștri. Și, Doamne, fă ca harul acesta să ajungă la cei nemântuiți din casele noastre, la oamenii care locuiesc în zona aceasta, Doamne, românii din zona aceasta, la neamul românesc, Doamne, la toți aceia care nu te cunosc pe tine. Doamne, petreci cu noi în seara aceasta și lasă ca prin Duhul Sfânt prezența ta să fie simțită. Numele Amin. Domnului Iisus te rog. Amin. Amin. Ocupăm locul. În tine e nădejdea mea, în tine e speranța mea. Thank you.
nădejdea tine, să fiu ta de rușine. Mi-am pus nădejdea tine, mi-am pus nădejdea tine, vrăjmașii mei să nu se bucure de mine. Avea câteva momente de rugăciune. Vom citi pentru aceasta Psalmul 142, unde spune așa: cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Învărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.
când îmi este mâhnit sufletul, Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea, pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire și pe pământul celor vii. Ia minte la strigătele mele că sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjure când îmi vei face bine. Amin. Omul lui Dumnezeu, care a avut cea mai mare experiență aici pe pământ cu Dumnezeu, a fost în groapă, a fost în extaz, a fost în succes, totdeauna a avut experiență cu Dumnezeu pentru un simplu motiv, că niciodată nu-l găsim pe David mergând să ceară la oameni. Totdeauna a mers și a cerut lui Dumnezeu. Ăsta este primul secret al lui David. Atunci când mergi la oameni, îți spun, te-aș ajuta, dar nu te pot. Ți-aș da, dar n-am. Și oamenii în fel și chip, uneori pe drept, alteori pe nedrept, te refuză. David totdeauna a mers și s-a adresat la Dumnezeu. Era în situații foarte grele. Fugea de Saul. Saul era dușmanul lui. Și el era, spune chiar cu gura lui în psalmul acesta, era mai slab decât Saul. Și cu toate acestea a ieșit biruitor, pentru că de fiecare dată a mers să ceară lui Dumnezeu. N-a mers să ceară ajutor la oameni. Atunci când mergem la oameni, chiar dacă ne ajută, nu le pasă de sufletul nostru. Uneori, oamenii merg să ceară băutură și știu că băutura face rău. Și ce îi dau săracul, sigur, îl ajut. Și dă și îl bagă în iad și distruge viața. Spune psalmistul, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Adică ce se întâmplă după aia? Aici psalmistul spune o realitate foarte mare. Institutele de învățământ nu le pasă de sufletul oamenilor și a copiilor. Îi învață lucruri rele, pentru că toate sunt potriva sufletului și nu le pasă de sufletul oamenilor. Nu le pasă de ce se va întâmpla cu copiii aceia peste 10-20 de ani, datorită învățăturii pe care o învață. Spune psalmistul, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Există cineva care a venit de dincolo. Există Mântuitorul Iisus Hristos, căruia îi pasă de sufletul tău, îi pasă de sufletul meu. El a venit pe pământ pentru sufletele noastre, ca să ne scape din păcat, să ne scape din temniță. Scapă-mi sufletul din temniță, spune împăratul David. Sufletele noastre sunt închise. Zăceau robe toată viața, spune Cartea Evreilor, fricii și stăteau robe datorită faptului că diavolul, prin înșelăciunea lui, ne-a prins pe toți oamenii. Cineva din împărăția lui Dumnezeu a venit
și pasă de sufletele noastre. De aceea mergem în fața lui Dumnezeu să ne rugăm, că lui pasă de sufletul nostru. Suntem de multe ori cu sufletul mâhnit, suntem în dureri, suntem în situații extreme, atunci nu alergați la oameni. Și spune psalmul la cei mari, să alergăm la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu este scăpare. A fost un om aici pe pământ, a trăit în Germania, numele lui este George Müller. A avut și a înființat orfelinate de copii și a avut ceva specific care seamănă cu atitudinea lui David. Niciodată n-a cerut la niciun om și fără să aibă venituri, fără să aibă bani, de fiecare dată a mers de multe ori cu copiii genuncheau, n-aveau lapte, n-aveau ce să mănânce și se rugau lui Dumnezeu. Într-o zi nu mai aveau nimic. S-a pus pe genunchi și împreună cu copiii au strigat către Dumnezeu. Și interesant, te gândești, ce poate să facă Dumnezeu? Capitanul sau sutașul sau cel care era la dreapta împăratului când Samaria era încercuită, spune, chiar dacă ar face Dumnezeu gaură în cer, fereastră în cer, cum ar putea, domnule, că e foamete și murim, cum să vândă făină și să vândă pe un preț ieftin? George Müller s-a rugat, s-a plecat pe genunchi cu copiii și pleca un funcționar de bancă, la bancă, spre bancă, spre servici. Și s-a gândit, mai ce-ar fi să mă duc să ajut, să dau și eu? A simțit îndemnul ca să fac o dărnicie. Dar după aceea se gândea, măi, ziua asta e foarte aglomerată, nu pot să mă duc, mă duce mâine. Sau... Și-a plecat mai departe. Dar Müller și cu copiii se rugau și la un moment dat omul acesta n-a mai rezistat și a zis, mă întorc și fac donație. Și la cine să facă donație? Era orfelinatul ăsta care avea vreo 1000 de copii, s-a dus și a făcut un cec uriaș și l-a dat acolo la orfelinat. Cecul pe care l-a dat a fost exact cât aveau ei nevoie ca să mănânce. S-au plecat pe genunchi. N-au apelat la oameni și Dumnezeu a răspuns din cerul lui înalt la rugăciunea lor și momentul acela le-a dat pâine și le-a dat lapte și le-a dat de mâncare. A ascultat rugăciunea copiilor. Dumnezeu a ascultat rugăciunea copiilor și în biserica noastră. De multe ori am auzit rugându-se de când am venit aici, Doamne, te rugăm să ne dai un locaș de închinăciune. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Amin. Și acum suntem într-un locaș bun și am cumpărat-o ieftin. Nu ne vine să credem. Dumnezeu răspunde din cerul lui înalt. Oamenii nu pot, nu vreau, nu le pasă de sufletul nostru. Dar Dumnezeu poate. Dumnezeu îi pasă de sufletul nostru, lui Dumnezeu îi pasă de noi și ne răspunde la rugăciunile noastre. Să mergem și noi în rugăciune și să ne rugăm cu încredere la Dumnezeu. Ne ridicăm. Doamne, mulțumim că nu ne-am pus încrederea în oameni, ci ne-am pus încrederea în Tine, așa cum am cântat, Doamne, nădejdea noastră este în Tine și așteptăm, Doamne, să venim la lucru. Știm că timpul Tău nu este timpul nostru și de aceea dorim, Doamne, să ne dai răbdare, înțelepciune, ajută-ne, Doamne, să
Vedem cum Tu închis sau deschis uși pentru ca noi să intrăm sau să ne oprim, Doamne, în fața acestor uși. Știm că ești suveran, așa cum am auzit, Doamne, știm că ai toate lucrurile în control. De aceea Te lăudăm, pentru că în continuare ne vei arăta ce trebuie să facem. Mă rog și pentru sărbătoarea de ziua mulțumirii, Doamne, să binecuvintești pe cei care vor intra. Te rugăm. Binecuvintează și pe fratele Puiu când pleacă, păzește-l, protejește-l, binecuvintează pe fratele Mircea care vine, Doamne, să ține-le pe toți în harul Tău, binecuvintează slujitorii din casa Ta, Doamne, dă-le cuvântul ori de câte ori se ridică în numele Tău, Doamne, ajută-ne ca să ne ascundem în Tine, să nu ne vedem noi și să vadă slava Ta, ori de câte ori facem ceva pentru Tine. Te rugăm frumos să rămâi să petreci cu noi în această seară, în numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Te laud și Te slăvesc, Tatăl meu care ești în cerul, pentru că sunt în casa Ta, Doamne, și nu în altă parte. Laud, Doamne, și prezența Ta în această seară aici, Doamne, și laud cuvântul Tău care ne spune să avem credință în Tine, Doamne, că Tu ne asculți rugăciunile, Tu ne auzi când strigăm către Tine, Doamne. Strigăm și astăzi, cobor din cerul Tău plin de slavă astăzi aici, Amin. Cu noi. Și ia parte, Doamne, se vorbește sufletelor noastre, vorbește inimilor noastre, Doamne. Deschide și desfundă orice ureche înfundată, Doamne, orice inimă împietrită, Doamne, înmoaie Tu, Doamne, și vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să avem credința asta, că Tu vei merge împreună cu noi. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le-ai dat, pentru rugăciunile ascultate, Doamne. Te slăvim pe Tine, pentru că Tu ești bunătate, dragoste, har și pace. Glorie numele Tău, de acum și până în veci. Amin. 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 Ești vrednic de toată lauda, Doamne, cinstea și onoarea, pentru că mai confident ca Tine nu există nimeni. La Tine drăznim să venim cu toate cererile noastre și știm că niciodată Tu nu ai să refuzi cererile noastre, ci în bunăvoința Ta, potrivit cu înțelepciunea Ta, cu sfințenia Ta, Tu ne vei răspunde. Pentru tot ce ne-ai răspuns până în clipa aceasta, îți mulțumim. În numele Domnului Iisus îți mulțumim că ne-ai satisfăcut dorința și ne-ai dat o clădire. Mulțumim! Ajută-ne să nu uităm niciodată binefacerea aceasta. Da. Să nu uităm binefacerea cea mai mare, mântuirea sufletelor noastre. Mulțumim! Nu suntem cu nimic mai bun decât alți oameni așa care sunt în afară. Și totuși Tu te-ai îndurat de noi și ne-ai dat lumină și ne-ai chemat la mântuirea Ta. Îți mulțumim din tot sufletul. Ajută-ne să nu luăm ca un lucru de apucat lucrul acesta. Să nu uităm ce preț ai plătit. Și ajută-ne, Te rugăm frumos, ajută-ne să împărtășim și cu alții această favoare imensă care ne-ai făcut-o mântuindu-ne sufletele. Mă rog din toată inima pentru mine, pentru toți cei care suntem prezenți și care lipsesc astăzi, să dai lumină. Amin. Din cer, Doamne, Amin. Ca să înțelegem cuvântul Tău. Amin. Și apoi dă-ne putere să-L împlinim. Amin. Și așa vom putea avea nădejde că într-o zi ne vom întâlni cu Tine. Amin. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, că vei fi în seara aceasta cu noi aici, Amin. Pe drumul la întoarcere și apoi când mai pui nevoie și Tu să ne ajut să trăim. Amin. Îți mulțumim că vei fi cu noi. Amin. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumesc și eu pentru că sunt în casa Ta. Slavă Ție, Doamne. Îți mulțumesc pentru că Tu din nou ne îndemni la nădejde, Doamne. Tu ești nădejdea noastră. Doamne. Amin. Îți mulțumesc pentru că din nou Tu ne înveți să apelăm la Tine și la oameni. Îți mulțumim pentru că de atâtea ori, Doamne, am văzut mâna Ta și tot ne-am înduit. Te rugăm să Te ierți, Te rugăm să Te curățești, Doamne. Te rog să ne dai înțelepciune să ne apropie mai mult de Tine și să apelăm voia Ta. Părinte Ceresc, înainte ca noi să-ți cerem ceva, Tu cunoști gândul nostru, Tu cunoști inima noastră, dar vrei ca să-ți cerem. Doamne, cere binecuvântarea Ta în continuare pentru noi, Doamne, în casa Ta de rugăciune, Doamne, rugăm ca tot ce se face aici să fie spre gloria și slava numele Tău. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu asculți rugăciunile copiilor Tăi. Îți mulțumim pentru copilașii bisericii, binecuvântează-i, Doamne, te rugăm. Să-i ții curați, Doamne, Iisus. Astăzi, Doamne, ca să încheie legământ cu Tine, Doamne. Amin. Îți mulțumim că Tu vei face mult mai mult decât credem și cerem noi. Numele Tău să fie slăvit de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Și telefonul
Amin. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și în seara aceasta să te mulțumim pentru locul acesta unde se cheamă numele Tău. Mulțumim, Doamne, pentru că după promisiunea Ta ești mulțumim. Te rugăm, Doamne, ca Tu să-ți rezervi binecuvântarea la poporul, familiile noastre, te rugăm la fiereluia peste copiii noștri, pe poporul. Dorim, Doamne, cu toții să Te slujim pe Tine din familie. Amin. 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 Să nu fim departe de Tine. Te rugăm din toată inima rămâi în viața noastră. Îți mulțumim că asculți rugăciunile noastre. Ne promis că le vei asculta și în continuare, dacă nu mai în Tine ne punem nădejde. Te rugăm din toată inima. Dă-ne tărie la toți. Amin. Ajută-ne, Doamne, să mergem pe care toată lumea. Amin. Și sunt așa de împerșunați. Doamne, pentru că așa s-a spus, că Davei se credea în Tine. Și așa este. Noi venim astăzi înaintea Ta. Și Te rugăm pentru toți cei care sunt în deosebit de strântorări. Te rugăm în numele Domnului. Amin. Fă ca numele Tău să strălucească. Amin. Fă ca puterea Ta să se vadă. Da. Fă ca Tu să fii recunoscut. Amin. Ca Dumnezeu fiu și de Amin. Doamne, venim înaintea Ta cu bucurie. Ne cerim iertare că de nu de multe ori n-am fost după cum. Sau de multe ori am fost, nu după chemarea pe care Tu ne-ai avut. În același timp îți mulțumim pentru harul cu care ne-ai binecuvântat. Amin. Să stăm înaintea Ta, să stăm în prezența Ta. Doamne, îți mulțumim pentru tot. Și așteptăm și noi, împreună cu cei din strâmbtorare, așteptăm și noi lucrarea Ta. Amin.
Tată din ceruri, te rugăm frumos ca să ai milă, să asculți rugăciunile, să binecuvântezi poporul care s-a adunat la rugăciune, să răspunzi din cerul tău înalt, să binecuvântezi pe bolnavi, pe sora Magda și pe ceilalți bolnavi, să le dai sănătate, să binecuvântezi pe cei care sunt bolnavi în suflet, să le dai vindecare. Te rugăm frumos ca să dai descoperire prin Evanghelie. Binecuvântează robul tău. Te rog frumos ca să-l călăuzești prin Duhul tău cel Sfânt. Să faci, o Doamne, ca lucrarea ta să fie minunată. Te rugăm să ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Sunt un pribeac fără de țară, rătăcitor, în lung pustiu, dar am în cerul o comoară și țara mea e în veșnicie. Și al meu suspin.
bucurăm că Bogdan este cu noi și fratele Isaia și sora Lidia. Vom asculta o cântare pe care o va cânta Bogdan, după care fratele Isaia și apoi Bogdan va avea din nou o cântare. Astăzi am citit mai multe, dar aici mă limitez la trei versete. Două versete sunt din Psalmul 29, primele două versete, și al treilea verset din Psalmul 30, versetul 4. Fie lui Dumnezeu, dați cinste Domnului. Dați Domnului slavă și cinste. Amin. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Amin. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Iar versetul 4 din Psalmul 30. Cântați Domnului voi ce iubiți de El. Măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Amin. Amin.
Un lucru tare frumos este fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, ne vorbește cu noi și ne numește fiii mei. Fiii lui Dumnezeu, dați cinste Domnului, să dăm cinstea Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită. Noi mai dăm așa, mai tăiem de pe acolo câte puțin. Ne mai luăm noi slavă, dar noi trebuie să-i dăm toată slava lui Dumnezeu. Slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoave sfinte. Nu vreau să spun nimic despre asta. Cântați Domnului voi ce iubiți de El. Hai să zicem, să ne considerăm că suntem iubiți de Dumnezeu. Suntem. Dumnezeu a dat pe Domnul Iisus ca preț de răscumpărare pentru mine și pentru dumneata. Pentru toți care crede în numele Lui, în oricât de mare număr ar fi, din orice popor, din orice naționalitate, din orice parte de pe pământul acesta. Cântați Domnului voi ce iubiți de El. Frate și soră, iubiți de El sunt și ăia care astăzi nu recunosc pe Dumnezeu. Dar cu atât mai mult noi care recunoaștem că suntem copiii Lui, mai ales în psalm din primul verset, fiii lui Dumnezeu, dați Domnului cinste. Măriți prin laudele voastre, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Amin. Amin. Fraților, dacă se poate, nu știu ce am cântat rândul trecut, avem o cântare, mulțumesc. Știți cântarea mulțumesc? Înseamnă că nu prea mulțumim. Și eu am învățat-o mai greu. Puteți cânta voi întâi, să ne așezăm vocea.
suntem avantajați că putem să mulțumim lui Dumnezeu, iar alții pot să strige la Dumnezeu în dureri și în disperare. Doamne, mângâie-i pe toți. Amin. Înainte de anunțuri, aș vrea să vă aduc un salut din România, din București. Am vorbit cu fratele Nicu, tata lui Sora Vicky și fratele Marian și ne transmite salutări din București și se roagă pentru noi și dacă Domnul va îngăduie, am înțeles că în ianuarie dânsul va veni din nou și ne vom bucura să fim împreună. Domnul să-l binecuvinteze pe dânsul acolo și rugați-vă pentru dânsul și rugați-vă pentru toți aceia care sunt pe lista de rugăciune ca Domnul Dumnezeu să-și arate în continuare puterea Lui și harul Lui. Și așa cum a amintit fratele Isaia, sunt mulți oameni care trec prin încercări deosebite. Am vrea să fim alături de fiecare, ceea ce pentru mine este un subiect de rugăciune este Andrei. Mulțumesc fratelui Dorel și la sora Ramona că Andrei locuiește cu ei și știți situația cu mama lui. Rugați-vă ca Domnul să se îndure de el, să se îndure de mama lui și să-și arate puterea lui. Nu-mi pot imagina ce însemnează să fii un copil la 14 ani și să fii în situația aceasta. Domnul să binecuvinteze copiii noștri. Amin. Și Domnul Dumnezeu să se îndure de ei și de familiile noastre. Amin. Amin. Câteva anunțuri pentru biserică. Vineri nu vor fi repetiții.
Sora Agata dorește ca părinții să aducă copiii sâmbătă la ora 10 pentru repetiții. Sâmbătă la ora 10 vor fi repetițiile cu copiii în locul acesta și vă rugăm, părinți, să aduceți copiii pentru repetiții. Comitetul Bisericii se va întâlni mâine seară la ora 6. Mai am două cărți care le-am primit de la Windsor, Canada, și va veni fratele Emil și am vrut să trimit banii pentru cărțile acestea, sunt doar $10. Cartea, dacă vă interesează, este Înțelegerea Bibliei. Apreciez pentru toți aceia care ați avut dorința și bunăvoința să luați cartea aceasta. Poate că e folositoare pentru aceia care vreți să vă mai aprofundați înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce au citit, am vorbit cu câțiva și mi-au dat referințe pozitive. Domnul să binecuvinteze pe toți aceia care citesc Cuvântul lui Dumnezeu și caută să-L înțeleagă. Miercuri la ora 7 va fi studiul biblic, împreună cu fratele Nelu va fi aici. Cu ajutorul Domnului, noi vom fi în drum spre Florida, plecăm marți. Duminică nu vom fi aici, dar fratele pastor Mircea Toma va fi împreună cu noi și împreună cu fratele Nelu. Domnul să-l binecuvinteze pe el și familia lui și pe fratele Nelu și lucrarea Domnului. Amin. Serviciile obișnuite sunt duminică dimineața la ora 10, iar după masa la ora 5. Acum ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie. În timpul acesta, orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare.
citi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Epistola către Coloseni, la capitolul 1, vom citi de la versetul 1 la versetul 14, pagina în Biblie 1154. După ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu, corul va lăuda pe Domnul cu o cântare. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 1 la 14. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul Lui, ocupăm locul și corul laudă pe Domnul. Thank you.
în mintea și în inimile noastre, îmi dau seama că acest eveniment care îl așteptăm fiecare dintre noi și oamenii se împart. Unii aleg curcanul și jocurile de sport și întâlnirea care va avea loc în familii. Pentru copiii lui Dumnezeu însă mulțumirea este cu totul ceva deosebit și aș vrea, dragii mei, pentru că nu voi fi cu dumneavoastră, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu în ce privește această atitudine de mulțumire. E interesant că atunci când Apostolul Pavel scrie cuvintele acestea, el este în închisoarea de la Roma. Imaginează-ți să trăiești această experiență în viața ta și totuși să ai în inima ta cuvinte de mulțumire. Deși n-a vizitat niciodată biserica din Colose și credincioșii din Colose nu i-a cunoscut, dar este evident că ei, ca și copii ai lui Dumnezeu, erau în inima lui. Nu vi s-a părut de multe ori această realitate interesantă să auzi despre situații care au loc, creștini care trec prin diferite situații, deși nu-i cunoști, dar în inimă simți o stare de cercetare, de împovărare și începem să ne rugăm și ne gândim fiecare ce putem să facem pentru oamenii aceștia. Pentru Apostolul Pavel, ca un slujitor al lui Dumnezeu, el se numește Apostol al lui Iisus Hristos și e interesant titlul acesta care este de multe ori afirmat de el, deși calitățile unei apostol trebuiau să fie aceea care un apostol era, acela care era cu Domnul Iisus Hristos, trebuia să-L fie văzut, să fie trăit împreună cu El în timpul cât Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ. Apostolul Pavel însă a avut o experiență unică și îl validează pe el ca și apostol, pentru că l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. A fost împuternicit de Domnul Iisus Hristos ca și apostolii. Așa cum Petru și Ioan am văzut în Faptele Apostolilor, a făcut minunea de vindecare, Apostolul Pavel, Dumnezeu l-a folosit cu foarte multă putere. Ceea ce însă era în inima lui și cred că în inima fiecărui slujitor al lui Dumnezeu. Dragii mei, întotdeauna după ce omul se întoarce la Dumnezeu, diavolul încearcă să aducă o stare de erezie în viața lui. Ceea ce credem determină ceea ce facem și ceea ce suntem. Părerea multora este că atunci când Apostolul Pavel scrie epistola către Coloseni, el scrie aceste cuvinte și cercetate mai îndeaproape, nu face altceva Apostolul Pavel decât să combată o erezie care era în vremea aceea, era așa numit curentul acesta a gnosticismului, gnostic, care însemnează de la gnoză, cunoaștere. Și oamenii aceștia aveau impresia că prin cunoaștere ei pot să elibereze spiritul omului. Ei spuneau, spiritul este bun, ce este spiritual este bun, materia însă, trupul acesta este rău. Și un lucru care a fost foarte dăunător pentru ei este că ei n-au crezut în întruparea Domnului Iisus Hristos, i-au spus, este imposibil ca Dumnezeu să ia un trup care este corupt, care este rău. Dar dacă veți să citiți acasă, de la versetul 15, el îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos și prezintă această supremație a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, acest cuvânt e foarte important pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Cine este Iisus Hristos pentru mine, pentru fiecare dintre noi, este așa de important. Relația noastră cu Dumnezeu, umblarea noastră la biserică, cântarea, predicarea cuvântului lui Dumnezeu și tot ceea ce facem în locul acesta nu ne va ajuta absolut cu nimic.
fără Iisus Hristos și El ca Regele Suprem, ca Cel care are toată cinstea în viața noastră și cu adevărat cuvântul Lui este acela care ne biruiește mințile și inimile, este un lucru foarte important. Nu este suficient doar să avem o cunoaștere despre Domnul Iisus Hristos, ci, așa cum spune Apostolul Pavel, și dorința lui pentru biserica din Colose, credincioșii de acolo, este ca ei să se adâncească în cuvântul lui Dumnezeu, să crească în relația lor cu Dumnezeu. Niciunul dintre noi, dragii mei, nu ajungem să ne adâncim în umblarea noastră cu Dumnezeu decât atunci când cuvântul lui Dumnezeu devine ceva ce ne atrage, vrem să-L învățăm, vrem să-L studiem, vrem să îl cunoaștem. S-a bucurat Apostolul Pavel de acești oameni ai rugăciunii, el însuși a fost un om al rugăciunii și dacă vă veți uita la capitolul 4, de la versetul 2 până la versetul 4, Apostolul Pavel spune fraților din Colose să se roage pentru ei. E adevărat că lucrarea lui Dumnezeu adeseori este, să zic așa, neglijată în aspectul acesta al rugăciunii. De câte ori ne-am gândit să ne rugăm pentru cei ce Dumnezeu îi cheamă, sunt misionari, sunt oameni pe care Dumnezeu îi cheamă și îi trimite în diferite locuri unde este un pericol extraordinar de mare. Din când în când primesc e-mail-uri din România, de la fratele Zaharia și lucrarea pe care Dumnezeu o face prin ei. Chiar în țara noastră se pregătește o evangelizare în România, în București. Și e important să cunoaștem lucrurile acestea și să ne rugăm, dragii mei, să contribuim la lucrarea lui Dumnezeu chiar prin rugăciune. Întotdeauna când vine luna noiembrie și e curcanul acela care simbolizează luna aceasta, mulțumirea e ceva care dintr-o dată începe să frământe inimile oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dragii mei, mulțumirea nu este pentru o zi și nici pentru o lună. Mulțumirea este un mod de viață. Mi-am adus aminte când am fost la seminar, în sala de mese era un verset din Evrei care mi-a rămas întipărit în minte și care spunea: mulțumiți-vă cu ce aveți. Un lucru extraordinar de important care mi-a rămas întipărit în mintea și în inima mea. Nu doar o zi, ci în fiecare zi. Nu pentru lucrurile pe care le am sau nu le am, ci pentru Dumnezeul care rânduiește fiecare lucru, dragii mei, la timpul potrivit. El cântărește fiecare lucru. Dacă Dumnezeu îmi dă, am. Dacă Dumnezeu nu-mi dă, cuvântul Domnului spune, pui de leu, ce fac? Își deschid gura. Dar Dumnezeu este Cel ce le dă hrană. E interesantă experiența aceasta chiar și în lumea animală. Pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu, e un cuvânt care este folosit în limba greacă și care exprimă această idee de mulțumire. Și cuvântul acesta e interesant, este că e același cuvânt sau vine din cuvânt, rădăcina cuvântului este har, charis, har. Și în cuvântul acesta îmi dau seama că mulțumirea izvorăște din harul lui Dumnezeu. Vrei să vezi un om nemulțumit? E omul care n-a cunoscut harul lui Dumnezeu. Vrei să vezi un om care este mulțumit? Sunt întotdeauna oamenii care au cunoscut harul lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel
salută pe frații din Colose, e interesant, el spune către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Harul, acest dar, această favoare nemeritată a lui Dumnezeu. Dacă de multe ori, dragii mei, simțim în inima noastră lipsa de pace și suntem frământați și zdruncinați și zbuciumați și adeseori se întâmplă lucrul acesta. Evenimentele care se petrec în lumea aceasta câteodată ne face să ne gândim chiar în țara aceasta. Situația care se precipită și amenințările care vin și te gândești câteodată, oare ce se poate întâmpla? Nu contează. Nu contează ce se întâmplă. Pentru că atunci când ai harul lui Dumnezeu, dragii mei, ai pacea lui Dumnezeu. Și pacea este rezultatul harului lui Dumnezeu în viața noastră. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5, versetul 1, vă aduceți aminte că am învățat despre am studiat această carte și Apostolul Pavel spune în Roman 5 cu 1, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin, avem pace cu Dumnezeu. Ce lucru extraordinar să ai pacea lui Dumnezeu în inimă, să trăiești în familie unde sunt oameni care au pacea lui Dumnezeu, să fii într-o biserică unde sunt oameni care au pacea lui Dumnezeu și oamenii aceștia sunt oameni ai păcii. Este un lucru extraordinar să te duci la un serviciu și să ai de-a face cu oameni care sunt oameni ai păcii. Chiar când conduci, să ai oameni care sunt oameni ai păcii. Dacă văd că trebuie să facă cineva, să schimbe linia și îți spune semnalul, și atunci ce să faci? Un om al păcii îl lasă și spune, du-te tu. Știți că s-au întâmplat acele tragedii pe expresurile Americii, am citit, în care oamenii s-au supărat unii pe alții și au ieșit la primul exit și unul l-a omorât pe celălalt. E un lucru cutremurător, nu ne vine să credem. Dar imaginați-ți să ai de-a face cu asemenea oameni. Slavă lui Dumnezeu că ei sunt oameni ai păcii. Suntem noi oameni ai păcii? Amin. Și ce faci când Dumnezeu aduce pacea? Apostolul Pavel, când vorbește fraților din Colose, el mulțumește lui Dumnezeu și această mulțumire, socotesc, este foarte importantă. Dragii mei, mulțumirea nu însemnează ceva ca și cum obișnuit spunem thank you, mulțumesc. Mulțumirea înaintea lui Dumnezeu este mai mult decât acest cuvânt formal pe care îl adresăm dintr-un motiv sau altul. Auziți ce spune Apostolul Pavel, mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Suntem familiari cu aceste coordonate spirituale, dacă vreți, ale Apostolului Pavel. Credința, nădejdea și dragostea. Suntem familiari cu cuvintele acestea. În 1 Corinteni 13, versetul 13, Apostolul concluzionează și spune, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Credința ne îndreaptă spre Dumnezeu, dragostea ne îndreaptă privirea în jurul nostru, spre oamenii de lângă noi, din familiile noastre sau cei pe care îi întâlnim, nădejdea, dragii mei, ne îndreaptă privirile înainte spre viitorul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi.
Sunt multe lucruri pe care aș putea să vi le spun, dar în ce privește nădejdea, aș vrea să observați ce spune Apostolul Pavel în versetul 5, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Cea mai mare tragedie pentru un om este să nu mai aibă nădejde. Am citit despre o mamă și fata ei erau singure acasă, soțul era plecat undeva cu serviciul și s-au îmbolnăvit, n-aveau absolut pe nimeni. Și mama, după la sfârșitul zilei, i-a spus fetiței, hai să ne rugăm. Și fetița, puțin dezamăgită, a spus, dar de ce să mă rog, că totul a mers așa de rău astăzi, uită-te la situația noastră. Și atunci mama ei a spus, gândește-te că putea să fie și mai rău. Dragii mei, este așa de important să avem această încredere, așa cum fratele Nelu spunea, Dumnezeu este Cel ce vrea să ne facă bine. Chiar atunci când circumstanțele nu sunt cele mai favorabile, când problemele parcă sunt atât de serioase și lovesc în viața noastră, și când vine cei mai rău, dragii mei, știți care este cel mai mare rău pe care îl poate experimenta un om? Să plece de pe pământul acesta fără să fie împăcat cu Dumnezeu. Nădejdea este cea care ne ancorează de Dumnezeu și de promisiunile lui Dumnezeu, promisiunea acestei vieți veșnice pe care Dumnezeu a promis-o copiilor săi. Dragostea, credința, dragostea și nădejdea. Și vreau să citesc din Tit, capitolul 2, la versetul 11. Este un cuvânt potrivit și aș vrea să citesc acest text, Tit, capitolul 2, la versetul 11, cuvântul Domnului spune așa, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie ai lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. O, dragii mei, nimic nu este mai important decât a înțelege că ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, această mântuire pe care El a pregătit-o, este cel mai important lucru, este darul lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, ne învață Dumnezeu cum să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Când îți alegi prietenii, faci lucrul acesta cu mare grijă și câteodată ești dezamăgit chiar de prietenii pe care ți-i alegi. Spune proverbul acela, prietenii ți-i alegi tu, frații ți-i dă Domnul. Câteodată poți să-i mai alegi, că oamenii se duc dintr-o biserică în alta și zic, nu-mi place de ăștia, mă duc la cutare și de acolo poate se mai duc în altă parte și este posibilitatea aceasta. Dar când Apostolul Pavel primește vești de la Epafras și îl numește prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. E interesant, dragii mei, cum acest cuvânt al lui Dumnezeu schimbă viața și vestea aceasta a unei vieți schimbate se duce. Oamenii ajung să vadă o mărturie, nu toți oamenii citesc cuvântul lui Dumnezeu, dar mulți se uită la felul în care trăiesc copiii lui Dumnezeu. El spune așa în versetul 6,
care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafra, spre iubitul nostru, tovarăș de slujbă. Când cuvântul lui Dumnezeu ne învață, când citim cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul sfânt, dragii mei, această schimbare pe care Dumnezeu o face în viața noastră este roada faptului că Duhul lui Dumnezeu cu adevărat este în noi. Nu contează cine învață, contează ca cuvântul lui Dumnezeu să fie învățat. Și mai adaugă cuvântul lui Dumnezeu și spune în versetul 8, și ne-a vorbit acest Epafra despre dragostea voastră în Duhul. Dragii mei, cuvintele sunt bune și sunt importante. Pavel tot el spune în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 1, cunoștința îngânfă, pe când dragostea este cea care zidește. Dragostea voastră în Duhul. Este așa de important ca viața noastră de copii ai lui Dumnezeu să fie sub stăpânirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Fratele Nelu a vorbit azi dimineață despre dragoste. Noi toți avem dragoste. Avem dragoste pentru copii, soții și soțiile au dragoste unul pentru celălalt, avem dragoste pentru părinți și există multe feluri de dragoste. Dar cum este dragostea aceasta din Duhul? Cum este această dragoste din Duhul? Este această putere a lui Dumnezeu în care atunci când suntem confruntați cu situații, cu oameni, cu probleme, să putem să nu ne uităm la acești oameni, așa cum spunea fratele Nelu azi dimineață, să nu avem în inima noastră ură, să nu avem în inima noastră nemulțumire, să nu avem în inima noastră nimica rău față de aproapele nostru. Este acea putere dumnezeiască care ne ajută să depășim ceea ce omenește noi nu putem să facem. Biserica lui Hristos, dragii mei, este locul acesta în care acei care au fost biruiți de dragostea lui Dumnezeu, ei trăiesc această realitate a dragostei lui Dumnezeu. În România se spunea de multe ori și oamenii din jur se uitau la pocăiți și spuneau oamenii, voi vă iubiți unii pe alții. Este un lucru așa de important, aceasta este dragostea care este din Duhul. Și continuă Apostolul Pavel. E interesant, dragii mei, și m-am gândit de ce Apostolul Pavel, la oamenii aceștia la care el semnalează credință, dragoste și nădejde, continuă în rugăciune și spune el în continuare în versetul 9, de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui, de orice înțelepciune și pricepere duhovnicească. De ce cunoaștere? Odată ce ai ajuns la această cunoaștere și este dovedită de roadele și de faptele care Apostolul Pavel le confirmă în viața acestor copii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, când copiii noștri pe care Dumnezeu ne-a dat, ne-a binecuvântat, încep să crească, există această creștere fizică, există o creștere intelectuală care continuă în viața lor. Pentru copiii lui Dumnezeu, cunoașterea voiei lui Dumnezeu este așa de importantă ca viața noastră să poată să fie sub stăpânirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi putem să ne rugăm, dragii mei, cât am vrea să ne rugăm și multe lucruri nu se schimbă numai prin rugăciune. Când ne ducem însă la cuvântul lui Dumnezeu și atunci cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne transformă mintea, gândirea noastră. Pavel spunea în Roman 12:2 să vă prefaceți prin ce? Înnoirea minții, cunoașterea voiei lui Dumnezeu, această înțelepciune de la Dumnezeu, în capitolul 3,
cu 16, el spune despre cuvânt, spune așa, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Este înțelept și cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne aduce această înțelepciune și produce în noi această atitudine de mulțumire. Aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi, la noi înșine, la felul în care voia lui Dumnezeu este ceva ce ne interesează, la felul în care voia lui Dumnezeu este descoperită în acest cuvânt. Știți de ce biserica trece prin criza aceasta prin care trecem, dragii mei, și se spune de atâtea ori pe bună dreptate, oamenii din biserică nu se deosebesc prea mult de oamenii din afară? În versetul 10, Apostolul Pavel spune, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând din nou în cunoștința lui Dumnezeu. Am rămas surprins de și am subliniat cuvintele acestea, să fiți plăcuți în orice. Nu e prea înalt standardul acesta, adică în orice lucru chiar să fii plăcut lui Dumnezeu? E imposibil! Cine poate să fie în orice lucru plăcut lui Dumnezeu? Iisus Hristos a fost singurul care a fost plăcut. Dar, dragii mei, atunci când cuvântul lui Dumnezeu este acela care lucrează în viața noastră, acest cuvânt este Domnul Iisus Hristos, acest cuvânt ne face plăcuți Lui. Nu numai să fim plăcuți în orice lucru, ci aducând roade în tot felul de fapte bune. Imaginează-ți dacă ne uităm la faptele noastre și le cântărim, să zic așa, în ce categorie sunt puse faptele noastre? Spune, în tot felul de fapte bune. Tot felul. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă oportunitatea să facem tot felul de fapte bune și aceasta duce la creșterea noastră în cunoștința lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare dintre noi care vrem să-i plăcem Domnului, vrem să facem voia lui Dumnezeu, vrem să facem aceste roade bune. Adeseori ne dăm seama că în puterea noastră nu putem să realizăm absolut nimic. De aceea auziți ce spune Apostolul Pavel, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui. E puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi, în cuvântul Lui este putere, în Duhul Sfânt este putere și această putere aduce noi nu numai răbdare, ci spune îndelungă răbdare, cu bucurie și din nou mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Din nou, Apostolul Pavel spune, pentru acei copii ai lui Dumnezeu care doresc să cunoască voia Lui, care trăiesc puterea lui Dumnezeu și care se lasă la dispoziția lui Dumnezeu, ei nu mai trăiesc pe pământul acesta. Și lucrurile de pe pământul acesta nu sunt importante pentru ei, pentru că ei se uită înainte la moștenirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Adeseori, dragii mei, ne dăm seama, nu știu dacă vi se întâmplă și dumneavoastră, sunt multe lucruri pentru care mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru haine, pentru mâncare, pentru case, pentru mașini, pentru toate lucrurile materiale, e adevărat? Dar există acest suflet care Dumnezeu l-a pus în noi. Și sufletul acesta, dragii mei, are în trupul acesta o casă temporară și Apostolul Pavel spune, când se desface casa,
pământească, avem în cer o casă la Dumnezeu. Avem în cer această moștenire veșnică. Moștenirea împreună cu toți sfinții care au ales lumina lui Dumnezeu, care au ales să-L slujească pe Dumnezeu, care au trăit puterea lui Dumnezeu în viața lor. Și oamenii aceștia sunt cei mai binecuvântați oameni. Și aș vrea să închei în seara aceasta, uitându-ne la aceste calificări a celora care sunt mulțumitori. Apostolul Pavel spune, prima dintre ele este această calificare de a fi moștenitori ai slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, nu oricine intră în împărăția lui Dumnezeu, nu oricine zice, Doamne, Doamne, este calificarea pe care o dă Dumnezeu, această vrednicie, și această vrednicie vine prin credința în Iisus Hristos, în harul care El l-a adus pentru noi. El spune în continuare, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Izbăvit de sub puterea diavolului. Azi dimineața am învățat că suntem în acest război spiritual. Dragii mei, cel mai important lucru care îl doresc sufletului meu și vi-l doresc fiecăruia dintre dumneavoastră este cu adevărat această biruință spirituală, această eliberare, această izbândă, această victorie. El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Oriunde, dragii mei, ne ducem pe pământul acesta, diavolul are putere și atacă copiii lui Dumnezeu. Împărăția luminii, împărăția Fiului lui Dumnezeu, împărăția aceasta a dragostei, a curăției, a puterii lui Dumnezeu este aici, în casa lui Dumnezeu. Și pentru cei care au gustat harul acesta al mulțumirii, ei sunt calificați pentru această moștenire veșnică. Ei sunt aceia care au fost strămutați, care au cunoscut această izbăvire. Dar spune Apostolul Pavel și încheie cu acest gând, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Există multe lucruri în care noi putem să ne descurcăm singuri, pe care le putem face fiecare dintre noi. Putem să ne rezolvăm multe din problemele vieții fără Dumnezeu. Sunt mulți oameni care trăiesc fără Dumnezeu și trăiesc poate mult mai bine. Sunt milionari, multimilionari și sunt bogați și au tot ce le trebuie. Există însă un singur lucru pe care oamenii aceștia nu-l pot face. Nu pot să cumpere răscumpărarea sufletului lor cu absolut nimic de pe pământul acesta. Ce ar folosi unui om, am menționat cuvântul acesta de multe ori, să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? O, dragii mei, atunci când am citit cuvintele acestea, mi-am dat seama și în sufletul meu m-am proșternut înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru lucrurile acestea, nici chiar pentru viața aceasta, care fiecare ne-o dorim, fiecare am vrea să ne bucurăm de sănătate, să ne bucurăm de familiile noastre, de copiii noștri, dar realitatea este că oricât ne-am bucurat de ele, vine vremea în care lucrurile acestea se sfârșesc. Și întrebarea se pune, am primit această răscumpărare prin sângele Domnului Iisus Hristos? Știți ce înseamnă aceasta? Aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a pus pecetea pe viața mea. Viața mea este ancorată în El, în nădejdea aceasta, și puterea aceasta este aceea care m-a susținut și mă susține. Aș vrea să nu plecăm niciunul dintre noi în seara aceasta până nu rezolvăm această problemă a sufletului nostru.
putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice altceva, dar aș vrea în seara aceasta fiecare să mulțumim lui Dumnezeu pentru această răscumpărare. Să fii sigur că într-adevăr aparții lui Dumnezeu. Să fii sigur că această jertfă este prețioasă și pentru sufletul tău. Să fii sigur că ești copilul lui Dumnezeu, pentru că niciodată, dragii mei, nu știm ce se va întâmpla în momentul următor. Dacă va fi ultima întâlnire, și m-am gândit, noi vom conduce spre Florida, vom fi în drum, niciodată nu știm și nu se știe dacă chiar ne vom mai vedea. E dorința noastră să continuăm să fim împreună. Dar, dragii mei, am această nădejde și am această mulțumire. Tabitha m-a întrebat, nu ți-e groază de drumul acesta? Era în România acea cântare, cel ce conduce mașina e Iisus. Sigur, cu El voi ajunge, spunea cântarea, în cer, sus. De asta sunt sigur. Și acesta este cel mai important lucru. Aș vrea să avem în inima noastră această mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în Domnul Iisus Hristos pentru sufletele noastre. Dragii mei, așa cum spunea și fratele Nelu, sufletul e cel mai scump lucru și Dumnezeu a investit atât de mult în sufletul meu, în sufletul tău. Ești sigur de veșnicie? Îl ai pe acest Dumnezeu și e viața ta ancorată în această moștenire a sfinților? Și suntem gata, așa cum cântam odinioară cântarea aceea, să spunem din nou, noi așteptăm pe Domnul când vine. Și nu știm. Și câteodată am zice, Doamne, mai bine să vii Tu decât să vină musulmanii peste noi. Dar, dragii mei, orice ar veni cu Iisus Hristos. Și spune poetul altei cântări, cu Iisus vreau să-mi continui calea. Haideți să ne ridicăm și haideți să-i spunem lui Dumnezeu în seara aceasta, Doamne, aș vrea să continui viața cu Tine. Dacă poate s-a întâmplat ceva în viața fiecăruia dintre noi și avem nevoie să ne întoarcem la Iisus, o, cât de mult mă rog și doresc ca Domnul să facă acest moment al întâlnirii cu El un moment special. Dacă ai în inima ta pe Iisus și dacă te bucuri de El, gândește-te la altcineva care are nevoie de Iisus. Aș vrea să încheiem fiecare luând un moment de rugăciune și după care aș vrea să-l rog pe fratele Timotei, el este omul care slujește din umbră, ne dă zăpada, ne lucrează atunci când e nevoie, repară ceea ce e nevoie. Domnul să-l binecuvinteze pe el și casa lui și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Mulțumim Domnului cu voce tare, fratele Timotei, dar haideți să luăm niște momente personale, un minut în care să stăm înaintea Domnului în mod personal. Amin. 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 Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână de har și de binecuvântare.